bună ziua! Bine v-am găsit! Primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a face o vizită oficială în Republica Moldova. Este o vizită pe care am așteptat-o și sper să relanseze relațiile între România și Republica Moldova. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru că ați acceptat-o și invitația a venit pentru a pune punct acelei politici care au fost până acum, până de la Putirea Mea de Integrare Europeană, pentru cât România ca stat, în toată viața, activitatea sa, n-am văzut să facem de gând bun de atâta Republica Moldova în dezvoltare independentă, democrație și integrare europeană. Și plăcerea este de partea noastră pe prima vizită pe care o aveți după victoria pentru al doilea mandat, în Ticișinău. Vă felicităm cu această victorie. Sperăm că România va progresa și alături de România și Republica Moldova va merge pe calea cea bună spre Europa. Felicitări și pentru alianța dumneavoastră care a relansat Republica Moldova pe un drum democratic. Am fost foarte bucuroși legat de începerea negocierii acordului, noului acord de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova, ca de altfel și de acțiunea de la Bruxelles, dedicată Republicii Moldova, care s-a bucurat de prezența numai puțin de 16 state prezente la Bruxelles pe 25 ianuarie. A fost o întâlnire coprezidată de România și Franța, destinată sprijinirii drumului către Europa a Republicii Moldova. Vom continua aceste acțiuni. Vreau să spun că mă gândeam zile acestea că ar fi bine să discutăm și poate să hotărâm, să vă punem de o zi de o lună. În acordul de asociere, noi solicităm libera circulație a cetățenilor Republicii Moldova în Europa. E clar că așa s-a întâmplat un an, doi, trei maximum. M-am gândit că ar fi bine dacă România ar fi prima țară care ar permite libera circulație a cetățenilor pe teritoriul ca țară membru a Uniunii Europene. Apoi să se dezvolte mai departe în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Cu ce vreme acordul pentru micul trafic de frontieră este un mare pas înainte. Din analizele noastre, 1,2 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova vor putea trece zilnic sau ori de câte ori doresc în România. În ceea ce privește circulația în alte forme decât cea legată de acordul pentru micul trafic de frontieră, trebuie respectate normele Uniunii Europene, mai ales în perspectiva obținerii liberei circulații în Europa pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar noi credem că este un bun pas înainte acordul pentru micul trafic de frontieră, care va permite cetățenilor din Republica Moldova să intre nestinderiți pe teritoriul